Mai coapte sau cum să fie, doamne? Nu, să fie da. Așa, așa, da. Mai, da, mai albi, să nu fie verzi. Da? Cât să fie? Un borcan. 2 kg, am zis. Două. Alea de astea mai. Așa. Păi să pur și eu după buzunarul meu. Asta este piața, față de anul trecut, este mult mai scumpă. Dacă nu pun acum, să nu iau ciurucurile ce rămâne. Am văzut ca să ne luăm de o grijă. Le-ați spus din timp? Nu chiar din dat, s-a potrivit după jumatea. Ce ați spus? Din toate, zarzavat, ardei, gogoșani, murături. Ce să pun? Ce să pune pentru iarnă, nu? Dar de ce n-ați lăsat, de exemplu, pe acum? Am văzut multă lume acum. Da, și acum nu-i tot scump? Tot scump. Ce tot ce cumpărați? Și gogonele pentru murături. Ați pus restul zarzavatului? Da, da, da. Ne-am pus gogoșari la oțet, castraveciori. Ne-a făcut zacuscă, ne-a făcut compot, dulceață de căpșuni și acum murături. Astea au mai rămas? Da, după aia varza. Și? Le-ați spus așa din timp? Păi dacă vremea asta, cum nu plouă, zic că poate nu mai găsesc. Deocamdată tarabele comercianților sunt pline de produse, toți spun însă că nu va mai dura mult acest belșug. E problema cu apa, deci o scăzut nivelul și în fântâni și gârla de unde o dăm. În anul precedent, până când ați avut produse pentru murături, zarzavat? Am avut, la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. Am 2-3 săptămâni cel mult. Se termină. Da. Cam pentru cât timp mai aveți murături? 2 săptămâni, să zicem. Și anul trecut, până când aveați? Anul trecut a fost mai mult, pentru că a fost timpul de așa natură. Anul ăsta cam lasă de dorit, nu a plouat, greu. Ce puțin culturile afară, compromise total. Gospodinele se pregătesc pe ultima sută de metri să-și umple cămările. Se caută mai ales gogoșarii, ardeii și roșiile.